Eu susțin moțiunea lui Vasile Blaga. Și am decis să mă alătur acestei moțiuni pentru că, pentru mine, Vasile Blaga este o garanție că pot duce o competiție internă în Partidul Democrat Liberal cu gânduri la viitor, cu argumente și cu soluții. Vasile Blaga este o garanție pentru mine că această competiție nu va fi un concurs de jigniri și dezinformări, că va fi o competiție care să poată să unească la final oamenii în jurul unui scop comun. Pentru Vasile Blaga, Partidul Democrat Liberal nu este un trofeu, este o responsabilitate. Și vreau ca proiectul final al Partidului Democrat Liberal să nu stea ancorat în dezinformare și manipulare. Relansarea Partidului Democrat Liberal poate să vină din reconstrucția PDL și reașezarea de valori. Reconstrucția PDL se face la firul ierbii, alături de fiecare om din PDL, cu sprijin pentru oamenii cu adevărat importanți și cu deschiderea partidului pentru oameni noi. Pentru a face lucrul acesta, pentru a munci alături de fiecare om din PDL, trebuie să cunoști partidul, trebuie să iubești partidul, să fii PDL 100%. Și Vasile Blaga este PDL 100%. În același timp, mai avem nevoie de o reașezare pe valori. Partidele populare europene se axează pe valori solide. Dreptate, demnitate, familie, credință, libertate, respectul față de lege. Pentru a promova credibil și nu declarativ aceste valori, avem nevoie de muncă multă, de consecvență, de solidaritate și rigurozitate. Vasile Blaga are aceste calități. Și de aceea am decis să mă alătur opțiunii și moțiunii lui Vasile Blaga. Nouă ne-a lipsit foarte mult timp credibilitatea. Degeaba unora dintre noi mi se pare că suntem frumoși și deștepți. Dacă oamenii din jurul nostru, cei cărora ne adresăm, nu au aceeași părere despre noi. De aceea e important să fim credibili în discursul nostru și atunci când privim trecutul, să-l privim cu luciditate. S-a vorbit aici foarte mult de măsurile de austeritate. S-a vorbit din partea contracandidaților lui Vasile Blaga, că nu au fost susținute cum trebuie. Eu cred că fiecare dintre cei prezenți aici au susținut măsurile de austeritate și necesitatea adoptărilor pentru a stabiliza economia și a crea premisele relansării. Însă nu măsurile de austeritate ne-au costat cel mai mult, ci lipsa de compasiune față de cei cărora ne adresam. De aceea, atunci când mergem printre oameni, trebuie să le arătăm că suntem de acolo, dintre ei, că îi înțelegem, nu doar că îi ascultăm. Vasile Blaga pentru mine este o garanție că poate să mai facă un lucru de care PDL-ul are nevoie. Să sudeze o echipă și să o facă să fie formată din oameni valoroși cu principii de nezdruncinat. Uitați-vă la oamenii din jurul lui Vasile Blaga. Sunt oameni care de fiecare dată și-au dus competițiile în mod corect, cu multă muncă. De fiecare dată am ieșit și am stat de vorbă cu oamenii. N-am stat niciodată ascunși. Am susținut, așa cum spuneam, și măsurile de austeritate, iar la referendum am fost și am apărat statul de drept. Ce poate fi mai demn pentru un om politic decât să te duci și să strigi ajutor și salvare atunci când țara ta este în pericol, când statul de drept este sub asediu? Fiecare dintre cei din jurul lui Vasile Blaga au făcut lucrul acesta, cu demnitate și cu fruntea sus. Îmi doresc ca la finalul acestei competiții să ieșim întăriți și uniți, pentru că avem treabă. Avem două lucruri importante de făcut. Unu, să oferim soluții românilor, să le apărăm interesele și, doi, să facem opoziție la USL. Pentru mine, Vasile Blaga este garanția că PDL va milita la modificarea Constituției pentru acordarea minimum 5% din PIB pentru educație. Eu cred că avem nevoie ca nație de lucrul acesta și aceasta va fi măsura cu efectul cel mai direct și mai clar dintre toate măsurile
proiectele de modificare a Constituției. Acordarea unei sume decente de bani pentru finanțarea educației înseamnă creșterea competitivității, creșterea șanselor pentru copiii din familiile cu venituri modeste, înseamnă forța economică, scăderea dependenței de stat. Educația stă în toate, de la imaginea externă a României până la demnitatea noastră între oameni. Unii spun că educația costă scump. Dragi colegi, uitați-vă cât ne costă ignoranța. Ne costă de 100 de ori mai mult. Și de aceea, pentru această soluție pe care Vasile Blaga o susține pentru români, ca în Constituție să se prevadă minim 5% din PIB, eu susțin moțiunea Vasile Blaga. În același timp, trebuie să facem o poziție serioasă la USL, vă spuneam. Ce este USL-ul astăzi? Trebuie să demascăm impostura și înșelăciunea așteptărilor românilor. USL a luat 70% prin înșelarea încrederii românilor. De noi depinde dacă vom ști să demonstrăm și să arătăm oamenilor lucrul acesta. Știți cum îmi apare mie USL-ul astăzi? E un curent la modă. Se cheamă Harlem Shake. Eu cred că USL-ul poate fi denumit București Shake, în care mulți oameni din diferite partide se mișcă haotic, dau turnul românilor, după care mixează interesele acestora. Acestui Harlem Shake sau București Shake USL trebuie să ne opunem, dar să ne opunem cu argumente, cu demnitate și cu soluții. Închei spunându-vă că eu, pe 23 martie, voi susține soluția și varianta care cred că este corectă și dreaptă pentru viitorul Partidului Democrat Liberal. Și eu cred că ea constă în victoria lui Vasile Blaga.